Dragă Luciliu, unde-i vestita ta înțelepciune? Unde-i subtilitatea în cernerea lucrurilor? Unde-i spiritul tău larg? Te chinuiește un lucru atât de nesemnat. Niște sclavi au socotit ocupațiile tale ca un prilej nimerit de fugă. Să zicem că te vor înșela, la fel și prietenii. Păstrezești acest nume pe care prostia noastră li l-a dat, și numească-se așa, cu atât mai mult cu cât sunt mai netrebnici, cât loc țin ei în tot ce ai tu. Ai scăpat de niște oameni care îți mâncau sufletul și în același timp te credeau supărător pentru alții. Nimic din toate acestea nu-i neobișnuit, nimic nu-i neașteptat. A te supăra de aceste lucruri. Este tot atât de caragios ca te plânge că te stropești pe stradă sau că te murdărești mergând prin noroi. Cum e la baie, la împulzeală, la drum, așa este și în viață. Unele necazuri te ca anume, altele dau peste tine. Nu e o plăcere să trăiești. Ai pornit la un drum lung. Este firesc să aluneci, să te clatini, să cazi să fii ei de puteri și să strigi vino moarte, adică să minți. Aici îți vei lăsa tovarășul de drum, dincolo îl vei îngropa, colo te vei teme de dânsul, printr astfel de necazuri trebuie să străbați acest drum hurducat. Vrea cineva să moară? Sufletul lui să se pregătească de toate, să știe că a venit într-un loc unde, bubuie trăsnetul. Unde? Grijile neiertătoare, sălașul și apuș și amarul, vește de boale împrejur și plină de chin bătrânețea. Împreună cu ele trebuie să-ți duci viața. Nu poți scăpa de ele, dar le poți disprețui. Și le vei disprețui dacă te vei gândi deseori la ele și dacă vei anticipa tot ce are să vină. Nu este om care să nu se apropie mai cu curaj de ceva la care s-a pregătit multă vreme? Dacă s-a gândit mai înainte, el rezistă și la încercări grele? Din potrivă, nepregătitul se înspăimântă și de cele mai ușoare. Așadar, trebuie să facem așa ca nimic să nu fie neașteptat. Și fiindcă toate lucrurile sunt mai grele din cauza noutăților, Gândindu-ne mereu la ele, vom ajunge să nu fim niciodată începători. M-au părăsit sclavii. Pe unul l-au jefuit, pe altul l-au târât la judecată, pe altul l-au ucis, pe altul l-au trădat, pe altul l-au călcat în picioare, pe altul au încercat să-l otrăvească, pe altul să-l facă de ocară. Orice mai ai mai spune, toate li s-a întâmplat multora și se vor întâmpla și de acum înainte. Multe și felurite sunt săgețile îndreptate împotriva noastră. Unele se înfig în noi, altele vâjie și vin către noi, altele, deși sortite să izbească pe alții, ne ating pe noi. Să nu ne minunăm de ele. Pentru aceasta ne-am născut. Nimeni nu trebuie să se plângă de ele, fiindcă sunt aceleași pentru toți. O afirm, sunt aceleași. Chiar dacă cineva a scăpat de o asemenea lovitură, el ar fi putut o suferi. Un drept egal este nu acela de care toată lumea a uzat, ci acela care a fost stabilit pentru toată lumea. Să ne impunem a fi drept și să plătim fără cârtire birul sorții noastre de muritori. Iarna aduce gerul, trebuie să tremurăm. Vara aduce căldurile, trebuie să asudăm. Vremea schimbătoare primejduiește sănătatea, va trebui să bolim. În putare loc îți poate ieși în cale o fiară sau un om mai primejdios decât orice fiară. Apa îți poate răpi ceva, focul de asemenea, nu putem schimba această stare de lucruri. Ceea ce putem este să ne oțelim sufletul și să ne-l facem vrednic de un om virtuos, pentru că astfel să putem suporta cu curaj orice întâmplare, și să fim în acord cu natura. Iar natura conduce ceea ce vezi, toată împărăția asta a ei, prin schimbări. După timp noros, vine vreme senină. Tocmai când s-a potolit, marea se înfurie. Vânturile bat alternativ. După noapte, vine zi. O parte cerului se ridică, alta se scufundă. Veșnicia lucrurilor stă în contrariile lor cu această lege trebuie să se deprindă sufletul nostru, pe aceasta să urmeze, acestea să îi se supună. Să fie convins că tot ce se întâmplă trebuie să se întâmple și să nu mai cârtească împotriva naturii. Lucrul cel mai bun e să îndur ceea ce nu poți îndrepta și să te alături fără murmur divinității din voia căreia toate se fac. Este un soldat rău acela care își urmează comandantul jelindu-se. De aceea să ascultăm fără prege și voioși de ordinele date și să nu dezertăm de la această prea frumoasă lucrare în desfășurarea căreia se împletește și ceea ce suferim noi. Să ne îndreptăm glasul către Jupiter prin oricârmuirea căruia se conduce această lume, așa cum îi vorbește Cleante al nostru, în versuri foarte frumoase, pe care să-mi fie permis le întorc pe limba noastră după exemplul lui Cicero, vorbitorul cel mai înzestrat. Dacă îți vor plăcea foarte bine, dacă nu, să știi că n-am făcut decât să imit pe Cicero. Tu, părinte și stăpân al cerului preanalt, Dumă unde îți place, nu voi zăbovi o clipă să mă supun. Iată, sunt gata. Să zicem că n-aș vrea. Mă voi alătura gemând și voi suferi ca un păcătos ceea ce aș fi putut să vârși ca un om virtuos. Pe cel ce vrea îl duce soarta, pe cel ce nu ea îl târăște. Așa să trăim, așa să vorbim. Voia zeilor să ne găsească pregătiți și nepregetând. E un suflet mare acela care se lasă în voia ei, și, din potrivă, este mic și nevolnic cel care îi se împotrivește, socotind că lumea e rău întocmită și, decât să se îndrepte pe sine, ar vrea mai bine să îndrepte pe zei. Cu bine!